Ora de parcare în Ploiești va costa între 3 și 5 lei, potrivit unui proiect de hotărâre inițiat de Societatea de Gospodărire Urbană. Deși majorarea este vizibilă, având în vedere că în acest moment o oră de parcare este taxată cu 2 lei, conducerea SGU Ploiești susține că nu este vorba despre o scumpire, ci doar despre fluidizarea traficului. Mai exact, este vorba despre descurajarea parcării autovehiculelor în centrul orașului, prin impunerea unui tarif de 5 lei pe oră în această zonă. Este o scumpire a tarifelor din centru, din parcările din centrul municipiului și este o diminuare a tarifelor pentru parcările din zona, să zicem, periferică a municipiului. Este făcut pe trei proiecte, este făcut pe trei zone de influență, zona A, zona B, zona C. Cetățenii care vor dori să fie cu mașina în centrul municipiului, exact cum este și în București, și în Piatra Neamț. Cetățenii care doresc să vină cu mașina în centrul municipiului va plăti o taxă puțin mai mare decât cei care vor parca în zona periferică. Și pentru ajungerea, să zicem, în centru, va trebui să meargă 200-300 de metri pe jos. Tot în cadrul acestui proiect este prevăzută și schimbarea orelor în care se achită parcarea. Astfel, dacă până acum programul era până la ora 16 potrivit propunerilor SGU, programul în parcările cu parcometru și plata prin SMS va fi de la 7 la 21, de luni până sâmbătă în perioada iunie-septembrie și de la 7 la 20, de luni până sâmbătă în perioada octombrie-mai.